Hei, salutare tuturor, eu sunt Shason și astăzi vreau să vă prezint antitancul T110E3. Este noua mea achiziție, iar cu această ocazie m-am gândit să facem un review, să-l echipăm împreună și astfel să-l facem pregătit pentru luptă. Voi începe acest review cu un mic secret, care sunt sigur că îl veți aprecia și cel mai probabil îl veți folosi și voi. Pentru asta trebuie să intrăm în cazarmă, apoi să selectăm recruți, iar aici vom avea toți membrii de echipaj pe care i-am câștigat în urma campaniilor. După cum puteți vedea, este operațiunea Excalibur, operațiunea T-55A, confruntarea echipelor care a fost de curând. Motivul pentru care nu am recrutat încă acești membri de echipaj este următorul. Îl vom selecta pe cel pe care l-am primit de curând. Iar pentru a-l pregăti pentru antitancul nostru T-110E3, vom selecta țara, tipul de vehicul, selectăm vehiculul și vom alege ca acesta să aibă calificare de comandant. După ce am selectat ceea ce dorim, apăsăm pe recrutează, iar în acest moment putem să-l regăsim în lista de membri la comandant. În continuare vom selecta și ceilalți membri de echipaj. Vom alege pentru fiecare varianta cu 20.000 de arginți la 75%. Iar în acest moment avem echipajul complet pentru antitancul nostru. Fiind un tank de generația 10, este ultimul pe linia sa, astfel că putem selecta în partea stângă sus pregătirea accelerată a echipajului. Al doilea skill pe care îl recomand pentru antitancul nostru este, bineînțeles, camarazi de luptă. Al treilea skill este, evident, reparațiile, iar al patrulea skill o să alegem ochii de vultur. Acest ochi de vultur ne va mări raza vizuală a tankului, ceea ce contează foarte mult într-o luptă, mai ales pentru un antitank. Al cincilea skill va fi informații suplimentare, care de asemenea ne extinde raza vizuală. Acesta nu este la 100%, însă proporțional în timp ce crește, efectul lui se amplifică. În continuare, vom selecta cele trei echipamente pentru tank. Primul pe care îl vom alege va fi ventilația modernizată de clasa a 3-a, care oferă 5% întregului echipaj. Acest echipament, practic, va crește cu 5% toate calificările echipajului, implicit calificările tankului. Al doilea echipament pe care îl vom alege va fi încărcătorul rapid de calibru mare. Am selectat încărcătorul rapid de calibru mare, deoarece, după cum puteți vedea, cadența de tragere a tankului este de 3,53 pe minut, ceea ce înseamnă că timpul de încărcare al acestuia este destul de mare, implicit de 15,95 de secunde. Al treilea echipament pe care îl recomand este ori aparatura optică antireflex, care oferă 10% la raza vizuală, dar nu mai mult de 445 de metri, sau binoclul periscop. După cum puteți vedea, în momentul acesta, tankul nostru are 407 rază vizuală, ceea ce înseamnă că dacă alegem aparatura optică antireflex, vom avea o rază vizuală de 447,7 metri. Însă dacă vom alege binoclul periscop, raza noastră vizuală va fi de 508,75 metri. De reținut este faptul că niciun tank nu poate vedea mai departe de 445 de metri, ceea ce înseamnă că, în cazul nostru, aparatura optică antireflex este cea mai bună alegere. Acum că am terminat cu echipamentele, vom trece la muniție. După cum vedeți, avem posibilitatea de a încărca un maxim de 27 de proiectile. Antitancul nostru are 3 tipuri de proiectile, respectiv AP-ul standard, APCR-ul premium și HE-urile explozibile. Pentru proiectilele standard vom alege un număr de 10, pentru proiectilele premium, care au o penetrare mult mai mare, vom alege încă un număr de 10 proiectile, iar pentru proiectilele explozibile vom alege restul până la 27. Nu uităm să bifăm realimentarea automată, iar acum să trecem la consumabile. Pentru început vom alege piesele de schimb de bază, a doua oară vom alege trusa de prim ajutor de bază, iar ultimul consumabil va fi extintorul automat. De asemenea, nici aici nu uităm să bifăm realimentarea automată și am terminat. Cu toate acestea, tankul nostru încă nu este pregătit pentru luptă. Ce mai putem face? Păi, haideți să umblăm puțin la exteriorul acestuia.
De ce să facem asta? Pentru că, după cum puteți vedea, camuflajul acestui tank este destul de mic, astfel că va trebui să-i oferim un plus în acest sens. Vom apăsa pe exterior, stilul presetate, iar aici putem alege să închiriem pentru 100 de lupte camuflajul standard sau putem alege unul din stilurile pe care le avem noi. Noi îl vom selecta pe acesta. În acest moment, tankul nostru aproape este gata de luptă. După cum puteți vedea, camuflajul pe care l-am obținut în acest moment pentru un vehicul staționar și pentru unul în mișcare a crescut considerat. Diferența o veți simți în luptă. Ce ne mai rămâne de făcut este să creștem echipajul, mai exact să-i creștem abilitățile și talentele. Pentru acest lucru avem nevoie ca echipajul nostru să aibă 100%. Ceea ce înseamnă că va trebui să luptăm cu acest tank câteva lupte pentru a strânge experiența necesară, după care să revenim în acest meniu. După cum puteți vedea în partea dreaptă, la puterea de foc, ne apare o linie roșie. Acest lucru se datorează echipajului nostru nepregătit. Dacă ne uităm mai atent, putem vedea mai multe detalii despre tank care ne apar cu roșu. Acest lucru este din cauza faptului că nu avem echipajul la 100%. Toate acestea ne vor crește timpii de încărcare, ne vor crește timpul de rotație a tankului, va mări timpul de ochire, dispersia va fi mult mai mare, iar daunele pe minut vor fi categoric afectate. Pentru a recupera totuși din acest minus până când echipajul nostru va deveni pregătit 100%, avem posibilitatea să achiziționăm o directivă din acest locaș. Cea mai potrivită pentru noi în acest moment este evacuarea forțată, care ne oferă un 2,5% la toate abilitățile echipajului. În acest moment, după cum puteți observa, tot ceea ce este scris cu roșu a suferit mici modificări. După ce am purtat mai multe bătălii, cu ajutorul rezervelor personale, respectiv cu cele care mi oferă experiență pentru echipaj și pentru tank, am reușit să ridic echipajul până la 100%, astfel că în acest moment avem posibilitatea de a selecta abilități pentru fiecare. Prima abilitate pe care o recomand pentru toți ceilalți membri ai echipajului nostru este, bineînțeles, camarazi de luptă. Dacă mai rețineți când vă spuneam, camarazi de luptă nu devine activ decât în momentul în care toți membrii îl au la 100%. Pentru a accelera acest lucru, vom apăsa pe butonul din stânga sus, vom deschide o carte pentru echipaj, iar în cazul nostru vom selecta manualul de antrenament numărul 3. După cum vedeți, acest manual ne va ajuta să avem prima abilitate la 100%, ba chiar mai mult de atât, ne oferă posibilitatea să alegem și un al doilea skill. Apăsăm pe aplică, ne anunță cum va fi folosită experiența, apăsăm pe studiază, iar în acest moment echipajul nostru are camarazi de luptă activ. Acest lucru se poate vedea și în partea dreaptă, deoarece toate statisticile au fost considerabil îmbunătățite, prin urmare nu mai avem nimic scris cu roșu, iar acum putem selecta al doilea skill. Voi alege să folosesc reparațiile. Motivul pentru care am ales al doilea skill reparațiile este că antitancul nostru nu are turelă. Este de întregul, ceea ce înseamnă că pentru a întoarce turnul dintr-o parte în alta, va trebui să întoarcă tot tank. În foarte multe cazuri, am fost prins de șenilă și nu m-am mai putut întoarce, iar timpul de reparare automată a șenilii este foarte mare, deoarece echipajul meu nu avea pregătire deloc în acest sens. Bineînțeles că putem folosi kitul de reparație pentru a repara șenila, dar acest lucru ne ajută o singură dată la cel puțin 90 de secunde. Deci sfatul nu este să aveți această abilitate pe toți membrii echipajului. Următoarele abilități pe care vi le recomand să le aveți în vedere, pentru tunar va fi camuflajul și vă spun acest lucru deoarece abilitatea țintaș precis nu va funcționa pe tankul nostru, ținând cont că noi nu avem turelă. Următoarele abilități pentru șofer pe care vi le recomand sunt șofer excepțional, deoarece acesta mărește viteza de rotație a vehiculului, după care puteți alege șofer tot teren. Pentru servant puteți avea în continuare în vedere să vă alegeți camuflajul, iar apoi să alegeți depozitarea sigură. Antitancul T110E3 are o armură frontală aproape de neegalat. Singura parte slabă a acestui tank este partea inferioară a corpului. Este singurul loc unde un tank de Tier 9, respectiv Tier 10, cu o penetrare medie de 250, vă poate penetra, însă, dacă ascundem partea inferioară a corpului, acest tank practic devine de nepenetrat. După cum puteți vedea, în fiecare parte a tankului unde încerc să penetrez,
ne arată între 300 și 450 armură, ceea ce înseamnă că este imposibil de penetrat și asta dovedește faptul că în luptă poate face diferența. De altfel, din experiența pe care am avut-o în ultimele lupte cu acest tank, vă pot spune că are posibilitatea de a ține un flanc singur, ba chiar de foarte multe ori am întâlnit inamici care au preferat să se întoarcă și să aleagă un alt flanc. Majoritatea tankurilor vor trage cu heuri explozibile în voi, iar de cele mai multe ori vor trage cu muniție premium. Foarte mulți jucători vor încerca să vă penetreze în șenilă, fie șenila dreaptă, fie șenila stângă, deși aici vă apare că sunt doar 20 de mm de armură și au posibilitate foarte mare să vă penetreze. Dacă vă uitați atent, corpul tankului nu este prins în șenilă, ceea ce înseamnă că nu veți lua damage, ci doar vi se va rupe șenila. Dacă ținem tankul înclinat ușor pentru a face size creep, singura parte vulnerabilă a acestuia este doar locul dintre șenile și puțin din partea inferioară a corpului din partea din față. T110E3 este un tank pe care îl poți folosi pentru distracție. De foarte multe ori în luptă uiți să mai iei degetul de pe accelerație, pentru că îl poți duce în prima linie și poate face față tuturor tankurilor inamice. Bineînțeles, cu singura condiție de a-i proteja partea inferioară a corpului. Dragilor, asta a fost totul pentru astăzi. Vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să-i dați like și nu uitați să vă abonați canalului meu. Toate cele bune, pa, pa!